Salut, sunt Cristian Ghinea, bine ai venit la Mogul TV, vocea României Liberale. Astăzi vorbim despre criza economică. Care criza economică? Aia care o să ne lovească. Hai să vedem. Când auzi... Domnul Ghinea! Fake news. Ghinea! Domnul Ghinea! Puneți mâna și citiți! Ghinea! Ghinea! Domnule Ghinea! Mă faceți să râd! Ghinea! Domnul Ghinea! Domnul Ghinea! Ce să mai zici? Băieții ăștia de la guvernare, în frunte cu Ciolacu, cheltuie ca nebunii. Doar că se apropie funia de par. Hai să vedem ce zicea Ciolacu în 2021. În tot acest timp, ați împrumutat România cu 600 de mii de euro. O mie de euro pe secundă furați din buzunarul fiecărui român. În primul rând că e o minciună bazată pe ofentă. Discursul ăsta era în februarie 2021. Nu se întâmplase nimic pe finanțare externă. Deci, Ciolacu împărțise împrumuturile din 2020, primul an de pandemie, la numărul de minute și secunde. Și nici nu calculase corect, nu a zis cum a făcut-o. Dar să reținem atât. E prăpăt și furt să împrumuți 1000 de euro pe secundă. Wow, babum! Acum, băi Marcele, nu știu dacă datoria publică e furt. Furtul e de pildă să dai pădurile din Buzău lui Omar Haisam. Ăla e furt. Știi, prietenul tău terorist. Întrebare. Legătura dumneavoastră cu Omar Haisam a continuat și după poza care ați făcut-o la vânătoare? Da. Da? Cum? V-a ajutat în cariera politică Omar Haisam? Deci revenind la furturi, ăsta e furt, Marcele, să dai niște munți cu păduri cu tot și toată industria prelucătoare din zonă către un amic politic al PSD și Ion Iliescu, care după aia se dovedește a fi și terorist. Datoria luată de stat nu e furt în sine, depinde ce faci cu ea și voi face sara praf. Și oricum există datorie pentru dezvoltare și datorie pentru consum. Datorie pentru dezvoltare e, uite asta din PNRR. Luăm bani cu dobândă de 0,5% în euro ca să facem autostrada București-Iași. Dacă am avea 3 miliarde de euro la buget în plus, am face pe banii noștri. Dar nu avem. Avem o gaură la buget. Gaura asta nu poate rămâne așa, că plățile se fac. Gaura devine datorie. Asta e datoria pentru consumul curent. Așa arată graficul cu deficitul. Uitați-vă bine pe ani. Uitați-vă cum a explodat sub Dragnea. Bun, deci cu cât e deficitul mai mare, cu atât trebuie să împrumutăm mai mulți bani pentru a-l acoperi. De unde luăm banii ăștia? Băncile din România și populația nu au foarte mult capital, așa că 2/3 din datoria României este cumpărată de bănci mari internaționale care se ocupă cu asta. Ei bine, ați auzit. Patrihoțul Dragnea a făcut România mai dependentă de creditorii internaționali. Deci refacem împărțirea făcută de Ciolacu atunci, dar pe bune, nu la fentă. Luăm fix cifrele oficiale ale Ministerului de Finanțe și ne raportăm la acest an, acum când vorbim. Este final de mai, deci avem cifre pe care să ne bazăm, pentru că s-au tras deja împrumuturi și știm cât vom trage și restul anului. Deci, sunteți pregătiți? Vreți să aflați câți euro fură pe secundă Marcel anul ăsta? Laptop, hai încoace. Banca a apărut, minune, ia uite, așa crede PSD-ul că se fac bugetele, ceea ce este fals. Fiți atenți, hai să aflăm exact cât a furat Marcel în fiecare secundă. Cifrele aici. România trebuie să se împrumute anul ăsta 145 de miliarde de lei, din care 77 de miliarde deficitul nou creat. Am pus aici pe coloană cât se împrumută România în total și aici cât anume din acest împrumut este deficitul bugetar nou creat. Deci asta e datoria istorică plus cea nouă, asta este doar cea nouă făcută de Ciolacu și de Căciu. Să vorbim de datoria totală. Deci Marcel fură 145 de miliarde de lei pe an. Asta înseamnă că Marcel fură 12 miliarde de lei pe lună. Asta înseamnă că Marcel fură 400 de milioane de lei pe zi. Asta înseamnă că Marcel fură 16 milioane de lei pe oră. Și pe secundă Marcel fură 4600 de lei. Adică 931 de euro pe secundă. Am aplicat logica lui Marcel Ciolacu. Anul acesta
Doar pe prognoza oficială de acum, România se împrumută 937 de euro pe secundă. Atenție, cifra asta se bazează pe un deficit bugetar de 5,8%, ceea ce toată lumea știe că nu va fi, va fi mai mult. Cât? Isărescu zice că va fi 7%. Avem planul să ne ducem cu deficitul la 3% și suntem încă la 7%. Și cum faci ca cu 27% să acoperi 40%? Păi cum? Numai cu deficite. Și după care începe să ne minunăm de ce avem, de ce ne-a crescut datoria publică, nu? Deci BNR-ul, guvernatorul spun că va fi 7%, ceea ce înseamnă și mai mult împrumut decât tocmai v-am spus. Fii atent, Ștefan. Ciolacu a ajuns să se împrumute aproape 1000 de euro pe secundă pe o prognoză de deficit foarte mic, pe care Isărescu și BNR-ul nu-l mai cred realist. Deci vom împrumuta mai mult. Cine este Ștefan? Cameramanul, care spune că nu se pricepe la economie și mi-am propus să-l convin că este foarte simplu dacă se uită puțin atent la chestiile astea. Eu cred că va fi mai mult chiar și decât spune Isărescu, pentru că încă nu m-a bubuit tâmpenia bugetară numită plafonarea prețurilor la energie, în care statul a promis companiilor că va scoate de la buget niște bani pe care nu-i are. Bun, dar cât de mai împrumutăm? Până când creditorii externi, băncile mari, vor zice că nu ne mai cred. Hai să vă zic o poveste. Eu când eram mic, până să mă ia la școală la București, am crescut la țară. Și aveam capre. Pășteam caprele. Vorba vine pășteam caprele că aveam doar două. Le țineam legate pe câmp cu o funie și un țăruș. Misiunea mea era să mă duc din când în când să le duc apă și să verific că nu se înfășoară funia pe țăruș. Caprele o mai luau razna și se învârteau în cerc. Funia se înfășura pe țăruș și capra ajungea cu coarnele prinse acolo, de nu se mai putea mișca. Cam asta este guvernarea socialist-securistă. O capră care fuge bezmetică în cerc, cu funia care se face tot mai mică, tot mai mică. Atenție, în perioada de criză economică este esențial să reduci cheltuielile. Dacă văd că nu o faci, creditorii ăia care tot împrumută România încep să fie panicați. Și asta se întâmplă acum. Hai să vedem niște funii. Funia 1. Nu mai găsim bani. Acum 3 săptămâni a fost o știre aproape neobservată. România a vrut să se împrumute și nu a reușit. Avea nevoie de 5 miliarde de lei și a tras din împrumuturi doar 2 miliarde. S-au întârziat niște salarii la bugetari. Asta a fost știrea. Au zis că a fost o defecțiune tehnică. Sigur. Funia 2. Tot creștem dobânzile. Ca să găsim totuși bani, oferim dobândă mai mare. Am ajuns să ne împrumutăm la dobândă de 8,23%. Chiar și așa, Ministerul de Finanțe nu a găsit suficienți bani, cum tocmai v-am spus. Dacă România ar fi o persoană și ar merge să se împrumute de la bancă, atunci am fi un bețiv șomer. Cam ăsta este ratingul nostru. Cum am ajuns aici? Hai să ne uităm pe laptopul fermecat. Ăsta este un grafic care arată dobânda plătită de România la împrumuturile în lei. Vedeți, până și în pandemie am stat undeva la 4-5%. Am plătit cel mai puțin în 2021, am ajuns până sub 3%. Da? Erau niște oameni serioși la guvernare. Și aici, pac, vine coaliția socialiștilor securiști la putere. Ciolacu și Câciu la butoane. Oamenii nu mai au încredere că suntem în stare să dăm bani înapoi și ajungem să cerem dobânzi de peste 8%. Cât mai crește, estimări de pe piață sunt că vom ajunge la 10% dobândă și apoi va fi situația aia că și la atât de mare tot nu vom mai găsi bani. Și atenție, ce împrumuturi luase Câțu în 2020 în plină pandemie era de două ori mai ieftin ca dobândă decât plătește Câciu acum când s-a terminat pandemia. Funia 3, fug banii. Când auziți știri că Banca Centrală a SUA sau Banca Centrală a Uniunii Europene ridică dobânda, știți ce înseamnă asta? Că banii devin mai scumpi acolo. E mai convenabil să dai împrumut statului american sau statului german sau Comisiei Europene, care se împrumută și ea ca să dea mai departe împrumuturi prin PNRR. De unde fug banii?
de la țările instabile cu planuri necredibile de guvernare și de asta nu vor mai găsi bani. Deocamdată vă dăm știri ca asta pe care o vedeți aici. De ce ne împrumutăm în dolari? Că nu ne mai dau euro. România a inundat piețele financiare cu lei și euro, încât creditorii internaționali au deja prea multă expunere pe lei și euro în România, adică le e frică să ne mai dea. La disperare am ieșit în dolari. Soluție pe termen scurt doar. Și repet, toate astea sunt bazate pe scenariile optimiste ale guvernului. Deficitul va fi mai mare decât spun ei și vor avea nevoie de mai mulți bani. O zice Isărescu și lumea a reținut de la el doar faza cu ceaiul. Însă asta la altă e nasolătare. Ce ar trebui să facem? Frână, băi! Opriți risipa! Ce face capra proastă când se apropie țărușul? Bagă viteză! Și uite aici viteză, cresc cheltuielile publice pentru baroni și sinecuri. Angel Salini au ejectat USR de la guvernare pentru că am zis stați așa să mai măsurăm și erau atunci un program de 6 miliarde de euro. Știți cât au mărit bugetul? 11 miliarde de euro. Aparatul funcționăresc explodează, nu mai au limite, bat record după record. Câteva cifre apropo de angajările la ministere și agenții. 2304. 2300 posturi noi au fost create în fiecare lună de către acest guvern. Tot ăsta este guvernul României cu cei mai mulți secretari de stat din istorie. Uite un caz pe care îl cunosc bine. Marcel Boloș, cel mai mitoman ministru și e concurență mare la chestia asta, Marcel Boloș propune creșterea numărului de funcționari cu 536 la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Ca să vă dați seama, ministerul acum are 1407 posturi. Eu am stat pe gânduri dacă să cer în guvern 75 de posturi pentru PNRR. Și am decis să nu o fac. Am făcut PNRR fără să creez niciun post în plus în minister. Am făcut audit pe fiecare direcție și am luat posturi de unde nu aveau încărcătură pe muncă. Boloș bagă 536 de posturi în plus în minister, brusc. Va spune că muncesc la PNRR, ceea ce este o minciună. Direcția PNRR primește doar 30 din 536 de posturi noi. Mai mult, Boloș adaugă încă 3 secretari de stat, încă 2 subsecretari de stat și încă 2 secretari generali adjuncți. Puzdele de funcționari și demnitari să mănânce și gura la PSD și PNR ceva. Nici măcar nu au spațiu în minister pentru birourile ăstora. Capra se apropie de par. Dar când va ajunge acolo? Am vorbit cu mai mulți oameni din domeniu pentru acest episod. Oameni care urmăresc datoria și piețele datoriei și sfătuiesc pe cei care cumpără datoria României. E îngrijorare mare. Cei mai mulți se așteaptă ca anul viitor să ajungă capra la țăruși. Adică va fi punctul ăla în care guvernul vrea să ia bani și nu mai găsește, nici la dobânzi de peste 10%. Cât v-ați uitat la acest film, Ciolacu s-a împrumutat sau a furat cu 1000 de euro pe secundă. Pe bune, v-am demonstrat cum. Și la dobândă dublă decât o făcea Câțu în pandemie. Asta înseamnă că vom da înapoi mult mai mulți bani. Ce înseamnă că nu vor mai găsi bani? Îi va lovi cuvântul cu A. Nu acceleratul, este ăsta. Și nu știu ce se va întâmpla după asta. Probabil cei care au planificat scoaterea USR de la guvernare au un plan. Probabil Klaus Iohannis și Eduard Helvig au un plan de gestionare acestei crize care vine în mod clar peste noi. Eu cred că PSD se pregătește să plece la guvernare anul viitor. Chestia aia cu rotirea ministerului între ei nu va ieși. Acum capra se învârte dement, dar e într-un fel fericită, sparge bani în dreapta și în stânga. Probabil vor instala un guvern de sacrificiu compus de niște economiști. Nu am idee. PSD a mai ieșit la guvernare cu un an înainte de alegeri. De fapt a făcut asta fix înainte de ultimele două alegeri. Și nu uitați ce spun astăzi. PSD ne bagă în criză și va lăsa dezastru în urma lui. După ce lasă dezastru în urma lor în 2024, Ciolacu și Câciu vor veni și vor mânca rahat. Străinii ne-au făcut și ne-au dres, ăia răi care nu vor să ne dea, ei ar fi vrut, dar nu-i lasă femeiu. Bullshit.
dar depinde de noi ca de data asta oamenii să știe adevărul. O să revedem acest film anul viitor, când capra va ajunge la țăruși. The end.